singura justificare pentru acest depozit ecologic, catastrofă ecologică, sunt doar niște studii de impact realizate de Institutul Național de Sănătate Publică. Acest depozit este amplasat ilegal conform legii depozitelor de gunoaie, încălcând hotărârea de guvern 349/2005. Ceea ce rezultă, puteți vedea în imaginile de față și puteți judeca singur dacă aceste lucruri nu au un impact negativ asupra mediului și asupra cetățenilor Craiova. Miile de ciori pe care le vedeți în imagine infestează Jiul, bălțile din prejur și pot cauza molime deosebit de periculoase, inclusiv gripa aviară. Ceea ce vedeți în imagine este un amplasament totalmente ilegal de gunoi care se află pe terenul REA de PFL Craiova, unde se aduc mizerii din cimitir, din cimitirele Craiovei, și betoane, gunoi nesortat, gunoaie vegetale și așa mai departe. Aici nu există nicio pregătire a pânzei de impermeabilizare în zona pânzei freatice, lucru care ar trebui să ducă automat la demisia conducerii Gărzii de Mediu Dolj, a Agenției pentru Protecția Muncii și demisii la vârful REA de PFL. Așa ceva este inadmisibil într-un oraș al secolului 21 și mai ales lângă Jiu. Acest munte uriaș de gunoi este doar o mică picătură din ceea ce vi se pregătește pe viitor. Suprafața alocată este de 8 ori mai mare decât ce vedeți aici și asta se va derula pe o perioadă de 30 de ani de acum încolo. Sper că ăsta e viitorul pe care îl doriți ca eu. Sau poate nu. Poate că doriți ca lunca Jiului să fie un paradis verde în plămân al orașului. Dacă vă doriți să fie doar o rezervație de ciori, continuați împreună. La 550 de metri de waterpark, la 1500 de metri de cantonamentul de fotbal și la 3000 de metri aproximativ de stadionul nou în construcție. Parcul Tineretului, toate zonele de agrement ale Craiovei din partea de vest sunt de fapt stricate de această groapă ilegală de gunoi.
Thank you.